seara! Bine ați venit la un nou episod al canalului în Dodi. Astăzi vom vorbi despre capitolul 2. 7 surse ale progresului economic. Capitolul 2 din cartea despre care discutăm deja și episodul trecut. O să o numim Economia pentru Toți, nu mai reiau toată polilogia. Dar pot să vă anunț că acum veți găsi jos în descriere și un link de unde o puteți găsi pe net direct, dacă nu v-a fost, dacă v-a fost prea greu să o cumpărați de pe Amazon. Mulțumim unei prieteni a emisiunii care ne-a trimis acest link. Până una alta, jos, buton de like, buton de share, buton de subscribe. Cunoașteți cum se folosesc? Vă rog, aplicațiile. Da? În descriere mai găsiți și alte locuri unde ne întâlniți pe internet. Vedeți acolo contul de Twitter dacă vreți să auziți chestii mondene, mai recente, mai puțin teoretice, mai aplicate. Tot acolo găsiți și blogul nostru și în descriere de asemenea puteți să găsiți și niște linkuri uri unde puteți să dați o mână de ajutor proiectului ori pe Patreon, ori pe Crypto. prima sursă a progresului economic o reprezintă sistemul juridic, cel care enforcează drepturile și cadrul legal pentru proprietatea privată și a contractelor voluntar agreate între părți. Autorul începe cu progresul economic pe care l-a cunoscut omenirea din anul 0 de la Cristos până în până acum în secolul 21. De la și 1000 parte, nu e așa de e de la a, anul a, 1000. Cred că am da. confundat cu Milei, că 1000 a da. început așa. Dar tot e același. Deci din anul 0 până în 1800 produsul intern brut sau să zicem bogăția pe cap de locuitor a rămas cam constantă, maxim 2x sau să zicem 100% a crescut, iar după 1800 a avut loc o creștere exponențială a prosperității pe cap de recuitor. Ea zice că e o chestie interesantă care se ascunde și în această introducere, adică noi pe de o parte spunem chestia asta și cred că e unanim acceptată că nivelul de trai, da, a crescut și crește exponențial în secolul 20 și ne așteptăm, nu așa, și în secolul 21. Dar, point being, în analiza asta, autorul scoate niște lucruri în evidență asupra care mulți nu se opresc. Și anume, pe perioada 1800 până la 1820, atât speranța de viață, speranța medie de viață la naștere, și venitul mediu per capita a crescut diferit în est, față, în, în vest față de restul lumii. Da? În statele Europei de vest a crescut diferit față de restul lumii. Spre exemplu, spune aici. În 1820 crescuse așa, crescuse de la 450 de dolari uh, GDP ul estimat, da? Uh, măsurat în uh, ajustat pentru inflație cu baseline-ul 1990. Dolarul din 1990 în acest dolar se vor exprima toate numerele pe care le auziți în continuare, da? Și dacă la anul 1000 era 450 cam echivalent în toată lumea, media în lume la 1820, la începutul a ceea ce numim noi epoca industrială, era 667 mediu per lume. Însă în vest, în vest, incluzând și statele colonii ale Imperiului Britanic, da, Statele Unite, Canada, Australia, Noua Zeelandă, ai ajunsese la 1202. Era deja de două ori mai mare asta Nu se discută foarte mult că se pierde. E undeva la începutul pantei alea fantastice. Uh -huh. Și același lucru se discută și la... Se discută și la... Deci aici discutăm de GDP per capita, da? Și chestia asta se, vreved, se întrevede și la speranța medie de viață la naștere, care în, între 1000 și 1820 a sărit în medie în lume de la 24 la 26 de ani, da, dar în statele alea din vest despre care discutam, era deja 36. Deci cu diferențe să vedeau deja. Și întrebarea e de ce? Păi, pentru că acolo deja luaseră răființă instituțiile astea ale proprietății private, o lege care să protejeze proprietatea privată și toate chestiile astea. Deja luaseră ființă și inclusiv în absența tehnologică de la 1820 poți să vezi efecte măsurabile ale schimbării da. ideilor. Asta vreau să subliniez din... Da. Asta m-a impresionat pe mine din bucățica asta de introducere. Altfel, sistemul legal. Da, și Guarney, mai întâi specifică ce ai aprovate privată da? Dreptul exclusiv uh, asupra unui lucru asupra căruia ai proprietate. Dreptul de a-l vinde sau de a face ce vrei cu acel lucru. O protecție legală împotriva celor care vor să strice sau să-ți încalce acest drept de a face ceea ce vrei tu cu proprietatea ta. Să-ți folosească proprietatea fără permisiune. Da. dreptul da. de a vinde o de a lăsa Da. Da. Dar da. da, aș mai spune un lucru. Că sistemul legal, nu orice sistem legal este sursă de prosperitate. Că nici ei nu spun asta. Spun așa. Un sistem legal care protejează proprietatea privată și aplică enforcementul contractelor într-un mod non-discreționar. Deci, la fel, pentru toată lumea se aplică aceleași reguli atunci când vine vorba de contracte și respectăm proprietatea privată. Un numai un asemenea sistem poate fi sursă a, a, a progresului economic, nu orice fel de sistem legal. Da, și el începe să dea un exemplu cu un apartament Domnule, dacă sunt proprietar asupra unui apartament, încep să am grijă de el, mă gândesc la și la valoarea viitoare în cazul în care vreau să-l vând. Nu îl las să cadă în decrepitudine, da? Am grijă de el. Dacă vreau să-l folosesc spre închiriere, la fel. Mă interesează. Dacă nu am dreptul de proprietate da? și sunt un simplu administrator ca în comunism, atunci lucrurile decad rapid spre a nu avea grijă de lucrurile de capital. Asta e oarecum reversul problemei comunelor. Problema comunelor ce spune? Spune că o proprietate care e deținută în comun se degradează pentru că toți proprietarii care au proprietatea la comun au nevoie, tind să își maximizeze folosința proprietății și niciunul nu vrea să cedeze din timpul lui ca să investească în mentenanță, în reparațiile și întreținerea de care o proprietate are nevoie. Și prin urmare o să vedem că o bicicletă deținută la comun o să se strice mai repede, o... Sau dacă aveți nevoie de un exemplu așa ușor de văzut, comparați curțile din, din jurul majorității blocurilor de locuințe cu curțile din jurul caselor, care, care sunt mai îngrijite, care sunt mai curățate, care sunt mai înfrumusețaste. Da? Și ca să fie clar pentru toată lumea, când o să vină cineva să-mi spună nu că știu eu o curte de bloc care are, nu știu. Da, înțeleg, știu una, dar noi discutăm în general pe medie. Da? Unde e mai probabil să găsești mai multă îngrijire vis-a-vis -vis de curtea unui. vis-a-vis un, -vis de o curte? Dacă vorbim de curtea unui bloc sau dacă vorbim de curtea unei case? Și comuniștii din China au priceput lucrul ăsta și au. Uh început să lase țăranii să își lucreze pământurile și, și să păstreze peste un anumit nivel pe care îl prelua statul producția de cereale pe care o munceau. De exemplu, dacă aveau cota, să zicem, 100 de programe de gru la un pogon, era peste, era a lor. 100 kg să ducea asta. În rest, îl păstrau. Astfel încât uh, imediat au scăpat așa de foame de chinezii. în comunii să folosea asta la global, fi? Începe terenul tău, iar ăla care de stat era la global. La da. internet ba da, ba da, ba da. Asta e a doua, deci ideea e că îți uh, dă the trei motive pentru care proprietatea privată îți, îți crește nivelul de bunăstare. Da? Primul dintre ele a fost sta că oamenii, dacă le este respectată proprietatea, vor avea mult mai multă grijă de ea decât altfel. Și anume, eu am explicat că tocmai asta e contrastul dintre cele două curți este atât, este atât, de mare pentru că într-o ipostază forțele economice acționează motivându-te să nu ai grijă de proprietate pe când în partea cealaltă forțele economice acționează în sens invers, te motivează să ai grijă de proprietate, pentru că cu cât proprietatea aia își păstrează valoarea, cu atât tu mai târziu poți să o înstrăinezi. El spune aici Guadni sau cine a fi scris capitolul ăsta, spune exact următorul lucru, că sistemul de respectare a sistemului de proprietate privată are ca efect faptul că o administrare bună și cu capa lucrurilor este răsplătită. Cum e răsplătită? Prin faptul că vei strânge mai mulți bani de pe urma obiectului respectiv dacă vrei să-l vinzi da. mașinii. Dacă e o mașină și ai grijă de ea, O să o vinzi cu mai mult decât dacă ai... Uh, Aici la bloc nu poți să o vinzi, nu? Curtea Curtea Așa la bloc... Vinzi curtea. curtea la bloc o să descoperi că nici măcar nu o deții. Pentru, pentru că se mai apucă... Nu, nu, nici măcar nu o deții. Pentru că se mai apucă unul să înfrumusețeze curtea de la bloc cu gândul că, băie e curtea blocului meu, eu vreau când ies pe geam să mă uit la un lucru frumos și se apucă și o, o, o înfrumusețează, o sapă, o nu știu ce, da? Și vine ăștia de la ADP și iau tot, rad tot. De ce? Ca și le-a spus Ciucu, că trebuie să fac curățenie. Curățenia de primăvară și ți-a luat tot ce ai pus tu acolo să fie frumos. Așa, iar al doilea, de ce, ce spunea Gabi, este că proprietatea privată încurajează pe oameni să își îmbunătățească proprietățile în feluri pe care ceilalți le vor valoriza mai bine. Dacă tu, de exemplu, ai o... iar și revenim la mașină. Dacă tu ai o mașină și te duci cu ea, faci taxi, păi altfel intră oamenii în ea dacă e spălată și curată și altfel intră dacă e boțită și lovită și... Uh, murdară. Murdară, da? Asta pe de-o parte. Cealaltă la ce zicea Gabi că se aplică? La propriile skilluri. De faptul că tu ți se recunoaște proprietatea privată și asupra factorului de producție muncă, da? în sensul că nu te ia nimeni cu japca să te ducă să faci muncă patriotică pe câmp, cum era sclavia efectivă în comunism, te face să te gândești, păi poate că scot un ban în chestia asta, poate că dacă eu învăț să sap și să cultiv nu știu ce, poate e un rezultat mai bun. Și exemplu dat de Gabi e exact ăsta, la un moment dat, până și chinezii, în prostia lor ideologică, și-au dat seama, domne, luăm de la oameni atât, în sensul în care, îi le taxăm producția în natură până la un anumit lucru care se numește normă, da? Pe vremuri aia era zeciuiala pe care o datorai la boier. Și acum tot la boier o datorezi, numai că îi spune Partidul Comunist Chinez. Așa? Și ce era peste, îi lăsau să țină. Și dintr-o dată a zburat producția. Da. Și se observa același lucru în agricultura din Uniunea Sovietică, în care se ajunsese la estimarea că aproximativ 2% din terenuri care erau deținute în proprietate privată generau cam 25% din outputul agricultural al țării. diferența de randament e ca de la cer la pământ. Eu nu pot specula aici că la bloc, că dacă îngrijești terenul la crește dreptul apartamentului. Și totuși oamenii nu la fel, nu? Pentru că nu este direct terenul. Tu, tu, poți să te îngrijezi de el, dar uh, vecinii tăi poate să îl trateze, din punctul ăsta de vedere au același drept ca și tine. Tu pui să faci frumos, dar și ei poate să facă urât acolo, dacă vor. Nu ai, nu ai, e exact ideea asta, că nu ai garanția unui proprietar acolo, nu ai protecția proprietății. Ești Co proprietar ceea ce înseamnă că dacă tu vrei să pui niște flori și uh, miții de la 5 uh, e alergică la miros, mă înțelegi, ți le taie. Care același drept ca tine acolo. Poate nici nu-ți convine te oftiști, știi, să... Asta e ideea, de asta nu mai faci. <laughs> Pentru că dacă proprietate privată nu e protejată... Nu, zic, chiar dacă te lasă, zice Mih. Bă, eu sunt prost să... Da, sau, vine după aia primăria și zice să betonăm tot și să facem parcări. Dar de ce nu să nu se să la un calcul economic? Zice, muncești tu ca prostul, nu-i tu greblești acolo? Da? Crește valoarea apartamentului. Da, dar rămâi, rămâi expus la aceeași incertitudine. Tu greblezi ca prostul, crește crești valoarea apartamentului, dar până apoi să-l vinzi, vine primăria și zici că trebuie să da, schimbi o țeavă. Chiar dacă te lasă, poate, poate fi costul ăsta e luat de fraier, știi? Nu? Da, da, e și ăsta, e dar nu, pentru că ar fi atât de puternic. Nu, pui, nici nu nici e, nu e, ce? este uh, ideea, da, ăsta ar fi un cost psihic, dar din punctul ăsta de vedere pot. Atâta vreme cât ai fi garantat că nu vine cineva și-și bag bocancii acolo, A, ai, face. ai Ai putea să faci. Adică nu, ar, fi nu doar, ar fi un cost mai mare, dar problema e că îți lipsește garanția. Adică vecinii, nu, administrația s mai taie, nu știu. Exact. Ai pune, să zicem, la lele... Așa asta e adică... diferența proprietății private, că acolo ai garanția, să zicem, dacă e respectată, în curte la tine. Faci ce vrei, da. Adică dacă eu vreau să mă uit la lalele, de exemplu, și să trag un sistem de irigație în curtea blocului, atâta vreme cât aș ști că nu mi-l strică nimeni, iar dacă l-aș pune, îl pun pentru mine. Ok, să bucură și ceilalți. Free riders, whatever. Dar se fac și chestii pentru free riders câteodată. Ata vreme cât știi că nu dai foc la bani. Da, mea este că când știi că oricând poate cineva să-ți strice treaba, nu mai pui, zicem, 30 de lalele, pui 10. Nu pui din alea frumoase, pui de la mai nu, sau nu pui deloc. Dacă este comport rațional, nu pui deloc. A, păi nu pui nici alții în alte blocuri? așa nu ai o diferență? se pare că zboară multe la lele până... Nu mă gândeam, uite, rămânem noi de cărusă. Uite, au pus, au rezolvat problema treerider și noi am rămas de... Sau nu pune? nici nu se simte diferența Piețele competitive. Nu. Înainte de piețele competitive este al treia uh, consecință a private ownership-ului, care e una foarte tare și anume, dacă tu îți deții factor de producție muncă, îți deții și factor de producție prostie. Consecințele negative de la acțiunile tale sunt în egală măsură proprietatea ta, precum. Sunt și acțiunile, și sunt și consecințele pozitive. Și asta face posibilă după aceea aplicarea legii împotriva acțiunilor oamenilor, pentru că aplicăm acela standard. E și al patrulea ar fi uh, argumentul conservării resurselor. Dacă tu deții în proprietate privată o resursă, ești mai motivat să o folosești rațional sau nu? Adică, spune întrebarea, domne, tu ai o pădure. Da, ai o pădure când o recoltezi? Acum? Mai peste 5 ani, când lemnul e mai bun, ea mai scoate mai multă valoare? Mai... Și, exemplu cel mai bun, e dat de. Bun, și ideea asta că proprietatea privat promovează conservaționismul și așa duce și la efectul de knock tot progresul tehnologic determinat de substituirea proprietății, de substituirea unei resurse pe alta, e derivat din faptul că resursa în sine este o proprietate privată. Și un lucru foarte tare este exact asta, că nu e neapărat necesar ca resursa în sine care să termină să fie în proprietate privată. E de ajuns ca resursele substituibile să fie în proprietate privată pentru ca lumea să se orienteze în direcția aia. De ce? Că acolo sunt mai mulți bani de făcut exemplu dat este exemplul uleiului de balenă, care era folosit pentru lumina, pentru făcut, pentru luminat lămpi în casă. În casă și pe, pe stradă și pe tot. Deci înainte să ai curent electric, curent electric, da? Să păceau lămpi, erau lămpi nu cu gaz. La noi, noi în România le știm parea cu gaz după vremea comuniștilor, dacă înainte să se electrifice toate satele, poate ați mai prins vreun bunic care avea o lampă cu gaz. Dar în, înaintea lămpilor cu gaz cu vreo 60-70 de ani, erau lămpi pe ulei de balenă. Ulei de balenă ce însemna? Însemna grăsime de balenă, nu era... Ne spuneam ulei de... Era un eufemism ulei respectiv. Era grăsime topită care ardea încet. Încet și bine. E, balenele nu le deținea nimeni, că din păcate problema privatizării oceanelor n-am rezolvat-o nici astăzi. Dar, petrolul, care a fost substitutul, da, a fost în proprietate privată. Și prin urmare, problema extincției balenelor care erau vânate pe toate părțile, ca să fie transformate în acest ulei care se folosea, pentru care exista o cerere foarte mare, dintr-o dată a fost rezolvată. Pentru că, ce vezi, petrolul e în proprietate privată, asta înseamnă că producătorii de petrol au o incentivă mare să îl exploateze, că le rămân lor banii și arde și mai eficient. Și de tot felul. Profitul a salvat balenele? Profitul a salvat balenele? Și aș da, zice altfel, fel, chiar proprietatea a... privată a salvat balenele. De da? să nu asta să nu fie mai ieftin. Ce? Petrolul să nu fie mai ieftin și tot balena să fie mai ieftină? Păi, e posibil ca balena să fie mai ieftină dacă balena e foarte abundentă și o prinzi așa cu un efort foarte mic. Dar ține cont că se prindea cu un efort foarte greu. Și populația în sine a balenelor era în scădere. Da? Deci. Nu, cred că a fost o chestie de cost. Că altfel, nu avea. Păi... da, dai seama. Nu de... Cost da, da, da. și eficiență. Da? Da. Da, noi am mai discutat asta a privatizării oceanelor. Pare așa o chestie de insolubilă. Insolubilă pentru libertariani, care îți dau un criteriu al homesteading, al trecerii din stare de natură în starea de proprietate. Rodbar nu vedea, am discutat manifestul ca fiind așa de insolubilă, venea cu soluția asta punctelor cardinale. Nu, no, nu ni s-a părut așa de convingătoare soluția. Uite, Vali ar fi zis că ăia care culeg boambe, de exemplu, ei nu homesteaduiesc pur și simplu, ei doar culeg niște boambe, deci nu îngrijesc efectiv terenul. Dar asta nu înseamnă că nu poți avea în vedere faptul că cineva poate -ți da pe tot Oceanul Atlantic să-i să facă ceva. să-ți bifeze principiul homesteading-ului. Îl curăț, nu știu ce-i face. Își amestecă munca. Munca, cu... munca cu tot. Bine, acolo cred că e o problemă de mărime, știi? Adică, cred că nimeni nu are o problemă să homesteaduiești un lac. Păi da, asta am, am mai ales zis, asta am zis e o chestie mai... care pare bă, cum, îi adică face ceva exact care să semene, uite avem ăsta pe care îl acceptăm greblarea unui teren și e drept să intri în proprietate și îi face ceva, dar o... cel mai mare sceptic e de acord, da frate? E... Da, dacă, dacă s-ar întruni, <laughs> la... <laughs> întruni această condiție da, dar avem o problemă de imposibilitate practică în clipa mm. de față, oceanul fiind foarte mare, omul fiind foarte mic cu tehnologia din viitor, cine știe? Competiția în, pe piața liberă. Un lucru foarte bun. <laughs> ne place. Ce-l face fără el? Uh, autorul sublinează importanța competiției prin faptul că elimină pe actanții ce nu foloseze resursele cu cap și ajută pe cei care le folosesc în beneficiul consumatorilor. Fără competiție nu am putea determina cine folosește o anumită resursă în mod eficient și în mod benefic pentru restul societății. Dacă nu avea competiție pe piața liberă și ar interveni, să zicem, statul și ar stabili cine se ocupă de o anumită resursă și să o exploateze, atunci motivațiile vor fi tot, totul diferite și putem avea uh, ineficiențe și uh, societatea nu s-ar bucura de uh, o prosperitate în urma folosirii acelei resurse. Te mă la monar, lui, Pope. lui Hopen, nici nu e așa sigur, uite dacă tu Tudor să la nu știu ce și trăiesc cu frică sau la Stalin, monarh mai <gânguie> incredibil. Trăiesc cu frică, deci nu ai, nu ai garanție. Argumentul lui Hope care era că ăsta fiind, având mai mare control, monarhul, o să, o să ai uh, eficiență, nu știu, prospectate mai mare decât într-o democrație. Mă rog, asumția cetrei sparibus, fiindcă gradul din, de agresivitate din societate e același. Tu compari doar două reguli de selecție a conducătorilor. Una prin succesiune, monarhia și una democrată. Și na, Hope aplică argumentul preferinței de timp și al tragediei comunelor ăsta, controlând profitul și nu ce, fiind ale lui. Mă gândeam la un comunist, de ce nu merge comunismul? Răspunsul ăsta poate fi că nu e atât de sigur. Nu e sigur. Nu deci e incertitudine. El nu știe dacă prinde a doua zi, știi. Uită-te la. uită-te la. băiatul lui Stalin. Da? Nu s-a schimbat uh, sistemul comunist. și nu declarativ, da? A, deci a, băiatul lui Stalin? N-a -a, sfârșit-o foarte -a, bine. A, nu știu ce, -a pățit, dar ideea e că -a, nu s-a păstrat. Exact. Asta dinastică, știi? Exact. Dar și la regești ăștia, dacă citim istorii și asta vezi că sunt asasinate bine, chiar bine. de orantă. Deci nu nu stăteai prea mult, că nu sunt... Bă, <laughs> mai puține și nu întotdeauna, adică... Bă, în, poate noi știm vedetele, gen, e un băiesc al exact, manualelor. În general, noi știm uh, chestiile care se întâmplă în aia, însă, adică, să zicem așa, majoritatea asasinatelor, dacă se întâmplau, se întâmplau înainte de ascensiunea la, la, la tron. Adică să curățau uh, moștenitorii timp. între ei. Dar prin principiu în sine de stabilitate rămâne că regele lăsa la cineva. Lăsa pe... Aveau loc, treba. nu? Înseamnă că aveau. Eu mă gândesc că rău, aveam baie ăsta că noi învățăm și de ăștia care au domnit mult. Napoleon, nu știu cine. Chiar și Cezar, deci care au... Cezar n-a domnit așa de mult. Mă rog, a, poate a fost mai vedetă... Da. Dar cred că există baie sau știi? Nu veți unul care a, a fost ucis în două zile, știi? Ba, uite, există, apropo de asta, a, există. A, a, statistic stat... vorbim, știi? da. Există în uh, istoria Imperiului Roman, uh, uh, nu mă știu, o perioadă destul de scurtă a mulților împărați, în sensul în care dacă rezista șase luni fără să fie asasinat, era mare lucru, dar asta era pe la. Nu știi de ce e importantă discuția asta, pentru că, da, ți se poate aduce exemplu ăsta tu zici, păi da, dar e, e, o situație incertă pentru ei. Deci nu sunt chiar așa. Da, dar e mai, e mai certă decât pentru restul, pentru birocratul care nu poate să lase slujba de la stat lui FIS. Îl aduce acolo în timp, am mai avut discuția asta, îl aduce acolo în timp, îi face loc pe via, da, slujba lui, nu o lasă să lui Vedem cine o ia după ce iese la pensie, da. Ofisul doar poate să-l bage în sistem să-l până... Politicianul a zice mai degrabă. Birocratul e mult mai puternic. Cred că birocrat o lasă lui. Nu i-o lasă. <laughs> nu e o lasă. Iar nu i-o lasă. Că nu e, deci nu e el stăpân pe slujba aia. Este altcineva deasupra lui care decide. De Am pe conflictul ăsta. Care e mai tare? Știi, birocratul uh, între birocrați și politician? sunt de acord. Uh... Da, asta aveam în vedere. Nu trebuie să fie fiso neapărat, poate să fie un nepot de nu știu ce. Știi? <laughs> Dar ideea e că e mai rezilientă birocrație Se apropie de de modelul dinastic, monarhic, știi. În timp ce politicianul e mult mai uh, fragil. Deși, uite și ăștia, dacă te uiți la Bush și la. Ei sunt cei care ies în față, deci nu sunt deep state. Și totuși sunt. Sau dacă realegerea e 94%, știi? Da, sau... din punctul ăsta de vedere poți să spui că s-a întâmplat o chestie de genul ăsta și în Statele Unite, da? Ai niște familii care s-au întâlnit cam mult cu, cu puterea sus. Și aici avem Roosevelt, da. Kennedy, Bush și Clinton. Din Franța, mi se pare că e același lucru. Sunt uh, cei care termină o anumită școală. Deci Cam toți cei care termină asta era... facultatea nu știu care, cam toți sunt în zona. asta era, da. era și în Anglia, era cum îi spune, era școala de la Eton, care pregătea da. politicienii de top. Da, deci toți cei care terminau. acolo, cam pe la același localuri, vorbeau între ei, se întâlneau cam la același așa și da, dar tot nu e, nu e, e nu e, nu e alu știi? Nu e adică nu da. e, nu, nu nu-ți bifează incentivele astea, motivația, de, motivația dată de proprietate. Dar, întorcându-ne la competiție. competiție, la concurență, argumentul aici este așa. De ce sunt lucrurile mai ieftine din cauza concurenței? De ce? Pentru că concurența promovează folosirea eficientă a resurselor. Folosirea eficientă a resurselor e un factor de ieftinire a produselor. Dacă eu, de exemplu, fac, să zicem așa, într-un uh, metru pătrat de pământ, scot 5 cartofi. Da? 5 cartofi care fac un kil. Și Gabi, un metru de pătrat de pământ, care mai multă experiență, poate 10 cartofi care fac 2 kg. Am pus la aceeași apă, aceeași cantitate de îngrășământ, ace avem aceleași costuri. El a scos două ori mai mulți cartofi decât mine. Cine folosește resursele alea mai eficient? Eu sau el? Cine o să-și permită să vândă cartofii mai ieftini? Să zicem că eu vând kilul de cartof cu 5 lei, da? Și fac 5 lei. Nu pot să fac mai mult, că doar un kil de cartofi am de vânzare, da? Gabi poți să vândă chilul de cartofi cu, 8, cu 4 lei. Face 8 lei. Ce mai aia bună aia ca mine. Și cumpăr și ție metru După... de După... Asta Pe e competiția, devine mult <laughs> Asta e dacă Asta e. nu face competiție Dis... pe interior, da, da între magazinul. Distrugere creație, da? Da. Uh, competiția la fel determină tipul și dimensiunea uh, afacerilor. Există afaceri care se care scalează bine, altele care nu scalează bine. Acest lucru este determinat de competiție design interior sau pe anumite nișe de restaurante mai bine să ai uh, o afacere mică. Uh, afacerile mari merg, să zicem, pe chestiile astea de tech, pe uh, telefoane mobile. E viitor e pe orice, poți face orice. Da, 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 e. dar deocamdată am văzut empiric că cam astea sunt, uh, zicem, tendințele prin care... Nu poți să ai un lanț de frizerii, de exemplu, de frizeria care pare o chestie artizanală, știu, interacțiune da, nu e o, uh, Acum depinde de la ce te refer ca okay, e Chiar și, păi... E posibil. Walmart-ul nu este un serviciu personal. Da, uite-te și tu, gândește... Ia București, de exemplu, da? Câte lanțuri de frizerii sunt? Există în continuare și frizerii independente, da? Există băieți care și-au luat... Din păcate o să vorbim în capitolul următor și-au luat licența de tuns persoane au deschis frizeria lor și își permit ca să spargă piața să intre să te mai ieftin decât la ăia care au un lanț, de exemplu. Că odată ce consolidezi afacerea, cresc și costurile de administrare. Da. Nu știu, cred că e și o chestie de, de cunoaștere. cunoaștere. Uite, de ce îi bate Kaufland pe ăștia cu roșii din piață, știi? Nu poate anticipa tot, știi? Nu poate... Te poți gândi la un lanț care bate tot. Nu, că bunii și gusturile pentru brânză. Nu, unii poți Posibil, dar... Chiar dacă te gândești la un lanț care anticipează tot, știi ce nu poate să satisfacă acel lanț? Oamenii care nu vor să cumpere de la acel lanț. A, da. pe unii mici. Zici că da, îi, finanțezi pe ăia și nu știu ce. Da, păi da, intră, intră gigel pe, internet și vede pe Wikipedia acolo a, ăsta e parte a grupului cu tare. Nu mai iau de la el că m-a înșelat. E fraudă. Da, păi. Și mă rog, mai spune aici, mai face o referire la ciclul de viață al produsului, că competiția îl face ieftin pentru că competiția atrage producătorii în zona în care e loc de făcut bani și de eficientizat producție, că, așa cum am zis mai devreme, dacă eu sunt producătorul de cartofi din sat și eu fac un kil de cartofi pe metru pătrat și Gabi știe, știe că poate să scoată doi, două chile din același metru pătrat de cartofi, el e motivat să intre în producția de cartofi chiar dacă înainte tăia frunze la câini sau era frizer de oameni. De ce? Că știe că are un că poate să spargă piața acolo. Are o oportunitate și dacă se uită și vede că din frizerie faci mai puțin bani decât din două chile de cartofi, lasă, foarte ca și vine la făcut cartofi. de -a competiția pe piața liberă nu este chiar o, să zicem, un lucru pro-business. Businessurile nu iubesc competiția. Asta este doar o lege a competiția este pro-business. Businessurile nu sunt pro-competiție. Exact, da, <laughs> exact, da. Uh, adică, oamenii de afaceri doresc să fie singuri pe piață dacă s-ar putea. Da și uh, să zicem, lobby către guverne sau uh, licențierea către anumite agenții este făcută prin uh, concursul actanților de pe o anumită piață pentru a nu permite altor uh, patroni, altor oameni să intre pe acea piață, să rămână ei. Da. Deci, două lucruri aici sunt 1. Piața liberă care permite competiția liberă da, beneficiază consumatorii. În cel mai mare parte din timp, beneficiul este al consumatorilor. Piață liberă și competiție liberă. De închiderea pieței beneficiază Producătorul la monopolist, vinde numai el, îi închide pe ceilalți. Cum? Criterii de calitate, de nu știu ce, sunt străinți. să găsești. Și așa rămâne. Și ajungem în mod natural la... Intervenția care... guvernamentală de piața liberă. Reglementări sau, cum îmi place mie să spun, regulări. Uh, un exemplu aici, care îmi place mie de mult, de mult, este cel din Guatemala, când... Uh, prin lege s-a dat uh, liber uh, vameșilor dacă consideră că este în interesul național să stabilească un tarif pe importul anumitor produse, să o facă și să stabilească ei uh, tariful respectiv. Acest lucru a dus de seama la corupție, la accesul cât mai, a cât mai puține produse pe piața din, din Guatemala cineva care venea să aducă anumite produse în Guatemala stătea cu frică și mai bine nu mai intra în Guatemala cu produsele lui din cauza surprizelor pe care le avea la VAM. Alte reglementări pe care statul, zicem, le poate introduce este, sunt prețurile minime sau maxime, Reglementări de tipul curbura bananei sau trebuie afișat orarul în restaurante, și așa mai departe. Tot felul de intervenții, ne lăsând piața liberă să adopte ei aceste lucruri dacă așa consideră că ar fi bine pentru prosperitatea în general. Ce înseamnă asta să fim înțeleși? să, face în legătură cu ce am zis mai devreme. Piața liberă consideră că aceste bunătățiri ar fi de deci, Cum am zis mai devreme, dacă lași piața liberă, clientul are de câștigat. Dacă clientul ar avea de câștigat de pe urma măsurilor răstora, venea cineva că și căuta loc de a concura, de a intra pe piață cu măsurile astea strict. Ca regulă, în sine, dacă vreți folosiți o regulă de 2 pe 3 ușor de stabilit, dacă vine statul și dă o lege cum să se facă ceva, da? nu e în interesul tău. Sau e în interesul tău dacă ești de da, la busy body, ne-am proști să luăm fumat un cârcium. Tu nu vrei să fumezi în cârcium, chiar dacă acea cârciumă nu e proprietatea ta, să și un test al liberalismului, dacă vrei, uite, dacă... Costel, nu e în interesul tău, pentru că, pe același principiu, tu, nefumător fiind, da, da nevrând să participi la un uh, experiment uh, pe populația generală cu un ser de o anumită calitate, da? statul, pe același principiu, ți-a interzis și ție accesul în cârcium. Tu o să spui, nu că nu e același, e același lucru, deal with it, e același lucru. Da, te lovește și pe tine, asta zicem și noi în momentele lirice. Te lovește și pe tine. Zici că nu te lovește, dar uite că te-a și lovit. Pandemia a fost despre fumatul în cărciu. Un preț minim pe care îl stabilește statul este și salariul minim, este prețul pe muncă, și la fel am discutat de mii de ori că salariul minim este o, de fapt o piedică pentru cei tineri și cei mai slabi calificați să intre pe piața muncii, astfel încât în o să protejeze de categorii sociale ne face mai mult rău. Licențierea unor meserii iarăși este o o reglementare, o intervenție abuzivă a statului pe viața liberă. Nu poți să tunzi oameni sau să faci prăjituri sau să vinzi la o limonată dacă nu ai... Uh... Parafa. parafa, parafa, zapisul. El dă și un exemplu acolo, Gabi. Procento da, dă, la... dă un exemplu foarte mișto din cartea lui Hernando de Soto Misterul Capitalului, în care spune că așa, că au făcut un studiu și în capitala statului Peru au făcut un studiu, au făcut un experiment. În capitala statului Peru a luat 289 de zile pentru o echipă care a lucrat și a dedicat 6 ore pe zi ca să respecte toate reglementările, să deschidă o afacere mică de croitorie. Da? Și au trebuit de și 2000. Adică nu, n a mers doar cu respectatul, li s-au cerut 10 și n-au scăpat fără două dintre ele, da? E, gândește-te acum, pune-te în locul unei comunități care să zicem că are nevoie de uniforme pentru copii. Da, că vor să-i ducă la o școală sau ceva și vor să dea niște uniforme. Păi vine statul și spune sau vine ăștia bătrândă pe piață și zic 500 de pesos de uniform. Nu mai știu, nu-mi dau seama cum e. Și da, cum e în Peru, da, scoatem pentru exemplificare. Și vine unul, face niște calcule repede în cap și își dă seama, băi, eu pot să le vând cu 300 și îmi iau mașină și casă și plec și în vacanță în Argentina. Și zice, mă apuc să le fac. 289 de zile și 2000 mai târziu, n și mai făle că cine stă după tine atâta. Asta, asta este efectul reglementării accesului pe piață. Uite, asta e tema asta a reglementărilor, e importantă că UE cam asta e ei. Bine, pe taxare nici nu are drept. Pe bani stă ceva mai bine, eu, nu e ca fedul sau ca pnr -ul. dar reglementarea asta o... Deci UE se reglementează orice. Obsesia... Da, asta e mor. partea... Dar am senzația că tu te gândeai la alt exemplu. La a, la, la, cu America, că cu, a crescut numărul profesiilor licențiate. Da, da, da am văzut. Dar nu mai știu intervalul. Nici eu nu știu. Dar era ceva de genul de la 800 la 10.000. Dar nu mai știu nu, între Nu, a crescut ce la 30%, ani. la început era, nu știu cât, 50% și a crescut la 30%. Uh, 30 era interval, în da. 1970 mai puțin de 15% din americani aveau procese, profesii care necesitau o licență, astăzi 30%. Bine, trebuie să meargă și el mai jos, că după Roosevelt deja orice e și măturătorul... Da, 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 ar fi putut să... Ar fi putut să meargă mai jos, dar cred că a vrut să evidențieze și faptul că procesul în sine continuă la un ritm alarmant și astăzi. Da. Și da, nu știu dacă e momentul să o spunem aici, dar ce obțin din punct de vedere libertarian, n-ai nevoie de licență nici pentru doctori. Uite, în Argentina. Nu, nu, ai vreo. Nu cred că sau, Pentru nimic. În libertarian. Nu, evident că pentru nimic. nimic. <laughs> nu, mă gândeam dacă e vreo chestie. Poți doar să, să zicem, să accesezi sau să ai un certificat sau anumită. Zicem, Poți să ai, da, exact. Poți să ai organisme la care te certifică. Organism, dar dacă vrei, dacă vrei să... Dar nu inspiri, licență. Dar nu licență, da. Uite, în Argentina, un lucru pe care, atunci când le spuneam cercului meu de prieteni, măsura, îi se părea ceva foarte ciudat. În Argentina, sub Javier Mei, avem vânzarea nurofenului în alimentară. Pentru că nu numai farmacia uh, avea dreptul să vândă norofen. Și se întrebau, au început -o să facă grevă, domne, de ce uh, în toate țările civilizate este așa, doar în farmacie se vând medicamente? A venit mine și de ce? Asta în Europa actuală e imposibil, adică mai degrabă legalizezi ceva, da. drogurile decât să... Da, da, da. Și așa ceva, apri anul 4.000 să... <laughs> Și asta e și trendul, asta e și filozofia. Domnule, ce înseamnă înțelepciunea? Păi să reglementez cât mai mult în așa fel. Asta e mintea întortocheată a centrului dreapta modern comunistul de astăzi de miros european, da? Care vrea să legalizeze marihuana, dar să interzică nurofenul. Plus că... ce eu... stânga mai degrabă, că dreapta sunt și anti. <laughs> Eu zic, după ce partid au după, după nume, nomenclatura partidului la care au aderat, știi. Bine, nu știu ce ar mai rămâne din centru de la ta, știi. Stânga e PSD, mă înțelegem. Scuze că ce ceva. Dar vreau să zic că e de paternalism extraordinar care domină statul la ora actuală. Hai -a să avem grijă, grijă, să avem grijă, să avem grijă, nu cumva să se întâmple ceva. Asta e esența socialismului, de când primul Am. om s-a gândit la socialism, acest paternalism. Domne, să nu. A, ah, știi că și noi podcasterii e posibil să fim reglementați în curând. Mai așteptăm. <laughs> eu, 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 zic, hai să, hai, să, hai să vedem, o trăim și pe aia când o veni. Spune, însă dă un exemplu, cartea în sine e mai americanocentrică, ei fiind american toți profesorii ăștia, dar dă un exemplu și din Europa și anume, spune așa că europenii sau anumite țări din Europa au niște măsuri ciudate, în opinia lor. Zic, care obligă patronii care vor să-și reducă numărul de angajați să obțină permisiune specială de la autorități sau să își notifice angajații cu luni de zile înainte că urmează să fie reasignați sau să continue să-i plătească iar dacă i-au dat afară salariile compensatorii. Astea toate sunt mărim sunt uh, măsuri ciudate pentru american că încalcă dreptul de asociere. Da? Eu am o relație cu Gabi, să zicem că îl angajez care nuci. Da? Și zic: păi nu mai am nevoie de tine mâine că s-au terminat nucile." vine guvernul spune nu, 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 cum, nu, trebuie să-l anunți dinainte, te dai banii și pe următoarele 5 săptămâni, dar n-am nevoie de el. Eh, nu merge așa. Problema nu e dacă ar fi fost voluntare, știi, Vali zice, mi dai bani și după ce nu mai muncesc, nu, e o chestie de voluntară, știi. Problema e a cărciții statului. Cărciții <sus> statului care se fixează asta. Plătește-l la nu știu cât, dă concediu maternal, paternal, nu știu și efectul, cum spunea Costel cu altă ocazie și spunea foarte bine, atunci când faci concedierea grea, faci și angajarea grea. Și asta este și consecința pe care o scot în evidență și profesorii ăștia aici, că în țări precum Spania și Italia ai o rată a șomajului extraordinar de mare la tineri în principal, dar la cam toată populația e mare în raport cu restul țărilor. Și dacă stai să te uiți în legislație unde e cel mai greu să dai afară pe oameni din Europa, o să descoperi că în Italia e cel mai greu. Ca și oamenii pe Spania sau nu, <laughs> nu cred că sunt prea, prea, departe. Și din punctul ăsta de vedere, Elonician a încercat ea un pic să miște lucrurile, un pic, foarte puțin și și-a luat-o rău de tot. Nu e. Italienii au steaua comunistă pe sigla Italiei. Nu e o întâmplare. Nu, no, asta e importanța schimbării culturale. Degeaba ajunge mile și în România poate să ajungă. Nu, nu, dacă populația e, ai. E, și, a, mă rog, vorbi să răm de certificarea ca alternativă la licențiere, da. Aduce la capital. Capitalul, lucru care ne lipsește, dar care e foarte bun și ajută la creșterea prosperității societății umane. Capitalul este banul pe care îl, să zicem, îl păstrezi, nu o să îl consumi. Să da? cumperi lucruri de care ai nevoie azi-mâine, îl salvezi, îl pui într-un depozit, strângi capital. Cu ajutorul capitalului, după aceea, reușești să faci investiții în bineînțeles de producție. Aici eu nu sunt neapărat de acord cu definiția asta, pentru că despre ce vorbim de fapt? Vorbim despre economii și bani în sine. Vorbim despre forma cea mai mobilizabilă a economiilor. Capitalul în sine, eu mie mi-ar plăcea să spun, adică, și de ce zic asta? Pentru că asta aș, conf, să nu știu dacă e o confuzie deliberată sau nedeliberată, dar asta e ideea marxistă, da, e capital, dumne, banii. Capitalul sunt banii. Nu, banii sunt o formă. Expresia monetară a de capital. Capital. Sunt Pot fi o formă de capital exprimat monetar, dar teoretic capitalul în sine este ceea ce e folosit în producție. Ai capital fix, ai capital uman, resursele în sine nu se folosesc că se consumă. Da? În... Mai recent am văzut și expresia de capital social. Câte conexiune ai în societate pentru a-ți a promova produsele sau pentru a reuși Asta să a folosești de... liberali și socialiștii. Ea a fost da. folosită mai mult. Bine că nu-mi dau seama, pentru că și, și ăștia capitalul social, adică când vorbesc de încrederea oamenilor, unii în alții, uite, clipsește capitalul social în fostele țări comuniste, ăștia spionai vecinii, Gădea mm. cădea încrederea, știți, cădea capitalul social. Da. Cum vrei să spui că în țările comuniste lumea nu are încredere Adică acolo unde se aveau ca frații toți egali în fața a statului și al lui Dumnezeu, și... care nu exista că comuniștii erau atei, Gândește că să spionau și să Și un, greu, un vecin și făcea o covrigărie, știi, și... Na. Oricât de mic profit ar fi scos, toți ceilalți îl bănuiau, mă, ce profit scoate <laughs> asta. asta un patron, exploatează pe el alții și ne jegmănește pe noi, uite, nu... E un leu 50 ca covrigul. Da. Trebuie să fie 30 de bani. E fost frică mai degrabă că e cineva de la securitate. <gânt> mai bine îmi văd eu de... Da, mă, de, de toate relele. <gânt> imposibil să nu fi fost conectat în sus, în jos. În... E, și aici, de fapt, în capitolul ăsta se vorbește despre un mecanism de a canaliza aceste resurse, economii monetare, în activități de producție care să genereze bunăstare. Deci, e vorba nu, nu neapărat să ai capital sau economii sau ce sunt, ci să existe un mecanism sănătos de a canaliza aceste resurse care stau degeaba în proiecte care să genereze și mai multă bunăstare. Capitalul înseamnă cam un el, de știți? Mie îmi place deloc definiția asta dacă te gândești capital bun folosit în producție, e ok și munca e bun folosit în producție. Sau și pământul e bun folosit. Nu-ți discriminează, nu-ți fixează. Dar cam asta e sensul. Ideea e că, na, dacă ai un plug, faci produci mai mult. Ai o plasă de pește, prizi mai mult pește. Cam asta e ideea. Și na, deci să nu facem confuzia cu banii, că altfel, na, Venezuela sau ăștia hiperinflaționiștii n-au -au capital. milioane, au, vrate, da. Știi? Dar ei n-au capital, n-au tractoare, n-au bunuri reale, deci... Dacă capitalul intră pe mâna statului și statul încearcă să facă ceva cu el, se alege praf. Inclusiv în America. Aici, de exemplu, autorul, cele două agenții de imobiliare Freddie Mac și Freddie Mac care au stat la baza crizei din 2008. Prin anii 50-60 se dorea ca fiecare american să aibă o casă și cei cu venituri mai puține nu reușeau să-și iau un credit, să-și cumpere casă. Atunci au înființat aceste două agenții ce cumpărau îi ofereau garanții, astfel încât dobânda să fie mai mică, de la niște bănci partenere, îi ofereau credite imobiliare păturii, să zicem, cu venituri mici ale populației. Din cauza faptului că spre anul 2008 începuseră să dea credite oricărui avea posibilitatea să aborească o oglindă, acele credite de tip ninja, no income, cam no job, pur și simplu uh, au fost o grămadă de defaulturi și uh, garanția fiind garantată de o agenție de stat, uh, de fapt nu erau chiar uh, de stat, uh, dar porniseră sub egida statului, până la urmă aveau garanții de stat, uh, au dat faliment uh, și au creat aceste probleme pe piața de, credit, de creditul imobiliar în uh, Statele Unite ale Americii. În Uniunea Sovietică, la fel, avem uh, statul care aloca o treime din capitalul națiunii da? în tot felul de proiecte care dădeau bine, da, mărețe, și nu se uita la piață, nu aveau eficiența și nu creau bunăstarea necesară restului populației, ce nu avea nevoie chiar de Uite, rachete casa și... A poporului. Casa, casa, casa a poporului. Aici iar revenim la ideea de schimb voluntar. Dacă românii își doreau într-adevăr o casă a poporului, nu avea nicio vreme cu asta. Zicem, ei aveau o satisfacție mare ca o astfel de mandau aici. Rușii, dacă vreau trimiterea în spațiu a nu știu ce, iar n-avea nicio problemă. Era preferința lor. Problema e că ei voiau altceva. Să dau la coadă la altceva. Da. <laughs> voiau portocale, voiau... <laughs> deci, hai să reluăm puțin, că aici e o discuție și foarte multă lume. Bine, dacă ați mai stat pe canalul ăsta, ați mai avut ocazia să vă întâlniți cu explicația pentru criza financiară care s-a petrecut în 2008. Dar foarte multă lume nu are nici cea mai mică idee, da? Deci, Penny May, Freddie Mac, au fost două Corporații susținute financiar de către statul american, introduse în anii 60 cu scopul expres de a ieftini creditele imobiliare. Cum? Prin subvenții. Care e ideea? Tu ai un credit imobiliar, da? Îți asumi un risc, e un premium pentru acel risc, un bonus, da? Pe care tu care ție trebuie să-ți acopere cheltuielile de folosire, să-ți mai rămână bani și de plătit dobânda pentru ea care ți a dat banii inițial, da? Deci tu care ești bancă, da? Tu, bancă fiind, teoretic, într-o lume care ar funcționa normal, ei niște bani, promiți dobândă de la, pentru banii ăia, da? După care cu banii ăștia te duci în piață în piața de credite și îi oferi pentru o dobândă mai mare. Diferența între dobânda pe care o oferi deponenților și dobânda pe care o colectezi de la debitori, de la cei care îți datorează bani, that's your business. Acolo generezi tu bani. Și acum vine lumea și spune, "Oi, dar de ce generezi tu Știi de ce? Pentru că, așa cum am, așa cum am vorbit un episod în urmă, da? profitul este bonusul pe care îl meriți pentru că ai mobilizat resursele în direcția în care ele fac cel mai mult bine. Da? Le-am luat de la deponenți unde care aveau alternativa să-i țină acasă să nu facă nimic cu ei și am dat unora care aveau nevoie de bani și poate să scoată rahat din, poate să scoată bandă în rahatul pe care și-l imaginează ei da, mai mulți bani. Prin urmare, tu meriți acel profit bancă fiind. Ok. Revenind la Fannie Mae și Freddie Mac. Ce fac ei? Fac concurența acestor bănci pe piața imobiliară pentru că ei nu trebuie să își obțină aceleași profituri. De ce? Pentru că sunt sponsorizați de stat. Trag fonduri de la stat, bani gratis. Ei au au banul gratis acolo, care le subvenționează activitatea și, prin urmare, ei pot să zică că nu mai puțin bani. Culmea, în loc, guvernul, în loc să vină și, și guvernul, în loc să vină și să spună uite, banii ăștia îi împărțim la populație, teoria lui Milton Friedman, îi împărțim la populație și vedem ce vor ei să facă cu ei. Dacă chiar vrei să dai bani la populație, dă-i frate. Da? Guvernul spune nu noi creăm niște instituții și vom ajuta populația să facă ce vrem noi, și anume să și acasă. Nu e doar, se pare că nu vrei doar să dai bani la populație, ci vrei altceva. Fast forward. Fast forward la anii 90. Da? Apropo, aceste instituții financiare subvenționate din banii statului, normal cheltuiau sume absolut astronomice cu lobby-ul. aici a povestit de genul împreună cam 175 de milioane anual pe lobbying de dolari. În bordul de directori erau foști Oameni conectați cu Senatul și Congresul American? Da. Îți dai seama că la UE astea sunt doar. astea sunt sursecurile. astea sursecurile, <laughs> da, bun. E, și ce se întâmplă? Ce. Uh, deci, ei intrau ca business model. Intrau pe piața cum, cum funcționa chestia asta, că nu se ocupau ei de împrumuturi. Intrau pe piața secundară de. Uh, Uh, de credite. De, uh, credite imobiliare da? credite ipotecare scuze, intrau piața secundară a creditorului ipotecare și cumpărau creditele care au expirat deci banca deja a dat un credit, ăla nu și-a putut plăti creditul și banca scoate și zice ok, acesta este asset tu, atâția bani aș vrea să scot ca să ies din afacerea asta pentru că altfel pierd bani ban da, Banca are o, o, motivație să scape cât mai repede de, de el și vine ăsta, Freddy May, da, vine cu bani gratis, dar vezi, ți-l iau eu. Ți-l iau eu. E l iau eu și îl dau mai departe, la alt, la alt prostovan. Și așa a ajuns să domine piața de mortgage secundare, Până când ajunseseră să aibă 40% dintre toate ipotecile. Deci astea două firme aveau, dețineau 40% dintre toate creditele ipotecare în anii 90. Și a venit onor guvernul și a zis: Hai să modificăm. Știi. Gu Na, <laughs> guvernul, predictibilitatea. Hai să modificăm. Între toate creditele pe care le aveți voi, 40% trebuie să se ducă la sărmani. Cum la sărmani? La ăia care nu poate plătească creditul. Cum la ăia care nu poate plătească creditul? Da! Ai înnebunit? Nu, n-am înnebunit că eu sunt guvernul și ce zic eu așa să facem. Mai vrei banii de sponsorizare de la guvern? Da, e atunci faci chestia asta. E ce o să spună? Nu, frate, închidem. Adică avem bani și uite, ne cere guvern, ne cere ea care dăm bani să-i mințim frumos. Ce o să facem? O să zicem, băi, eu nu pot să te mint, îmi pare rău, am plecat. Băi. Mă aduc aminte, cheltuia 100 de milioane numai pe lobbying. 180, mă rog, unul dintre ei, da, aici să zicem că i-am izolat pe, pe animei, 100 de milioane pe lobbying. Ok. Și zice guvernul 40%, da? Și guvernul a văzut că a primit. Și atunci în 2000 vine și spune guvernul 50%. Ia, ia tu, fă 50%. În 2008, când s-au prăbușit, au zis așa, 58-56%, deci să fie pentru sărmani. Și ce, cum, ce se întâmpla la chestia asta? Deci, în primul rând, nu găsești destui sărmani, astfel încât Fanny May și Freddie Mac ajungeau să cumpere credite subprime oferite de bănci și băncile le ofereau pentru că știau că urmează să fie cumpărate de ăștia, că ăștia au target de la guvern. Da? Deci, dacă vrei să înțelegi criza din 2008, au fost niște măsuri ale guvernului finanțate din bani inflaționați, dați pe sub masă unor instituții care se pretindeau a fi bănci. E ușor să găsești mulți săraci. Dacă ai văzut în Big Short, era o stripteuză care cumpărase vreo patru apartamente. <laughs> deci avea și te-au cerut să pei slip-ul? Nu! nu! Păi de ce să îl mai cer? Dacă eu știu că-s ăștia care trebuie să cumpere creditul de la mine, deci... de ce să îl mai cer? De ce să mă mai chinui? De ce să mai <laughs> plătesc un credit, ofi un ofițer de credit să se apuce să analizeze? Nu știu, Astea costă bani! costă bani, eu ți-l dau, îi sun pe băieții de la Freddy mei, da? Și le zic, băieți am un credit pentru voi. Ne trebuie luăm mâncațea și la Dan, Daniel, că n-avem ce să facem. Ia-l! uite, întrebare ca la hiperinflație. De ce nu merge la infinit? Din același de motiv. Nu... <laughs> Care e motivul la infinit? Că se distruge moneda și prim. <laughs> Adică că bula face poc. De ce în 2008 au zis gata, ne oprim? Mai Pentru că în 2008 e puteau să mai rostogolească. Problema este că unul a fost curios. Ai inflația banii când... Nu. Putea dar să ce? continue. Pur și nu, simplu. Nu, pot să... nu, nu dar poți să continue. La putea să mai continue infinis. în anumit interval. Dar nu la infinit. Dar nu. nu la, infinis, nu. Dar, dar, nu la... așa zic și eu. Nu la infinit. Nu putea să continue Dar în 2008 nu era limita maximă. Băi am atins și gata, colapsează tot sistemul nostru cu dolarii. A fost unul curios, a uitat, a șorțat. ăștia nu mai puteau să țină... În 2007 s-a întâmplat. Așa -a că a întâmplat. Ș... Da, 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 da. În 2007 Eu... cineva și-a dat seama că acest sistem o să se ducă în cap și a pariat că se va duce în cap. Și după aia a explicat și de ce se duce în cap. Și a făcut bani prin asta. Deci odată avem așa. Deci de o parte, avem guvernul care dorește să facă bine și a stricat nu numai financiar societatea, a stricat-o și moral, cultural, pe toate planurile. Deci avem așa. Agenții imobiliari pur și simplu vânau și dădeau, vindeau apartamente și vile orcui. Într-o veselie, cum să zic, era, era reclamaia în, în Ungaria. Cu, cineva spunea, domnule, dar stați că avem salariu atâta. și și aștepta urechile ca să nu audă ce salariu, pentru că nu vreau să aud detalii din astea. <laughs> <laughs> cum să zic, gri. Vorba românească e așa. Să nu avem vorbe la proces. Nu, trebuie să știu. Da. Trebuie să știu. După aia avem uh, corupție și, uh, cum să zic, uh, neprofesionalizare în tot lanțul bancar. Băncile, pur și simplu, nu mai își făceau rolul lor de a da credite în mod responsabil, pentru că vindeau ușor acestor două agenții, Fenime și Freddie Mac. Agențiile de rating. Erau două, puneau AAA pe toate. Deci nu era discuție. E Fannie mei și Freddie Mac, e guvernul, deci ce discuție să avem aici? Din punctul ăsta de vedere, dacă vi se pare că seamănă garantat FMI, nu? Sau FNI, scuză, Fondul Național de Investiții. Nu, mai nu dacă, dacă vi se pare că sună garantat FNI, dorm liniștit, banii tăi lucrează pentru tine, da, seamănă. Seamănă, yes. așa e. Ca nivel de țeapă, a bătut vântul până da. agențiile alea de Plus, rating. Da, inclusiv oamenii simpli. Vai, pot să-mi cumpăr o casă? Deci, ce sunt? Uh, cum să zic? Nu-și mai... Uh, Dom'le, trebuie să ai o anumită modestie, o anumită prudență să te gândești totuși la... În mod responsabil la viitorul tău la viitorul familiei, familiei tale. Văzând, nu, să zicem, această debandă, această orgie financiară, Hai să mă duc să -i iau E gratis, nu? Nu e o iluzie. e o da, iluzie deci, După aceea Câtă cât suferință a cauzat Toată această Încă n-am scăpat Da, la, Încă n-am scăpat de efectele acelei crize Încă nu am scăpat Și au trecut cât? 16 ani? Da Dar dați voi vina pe capitaliști nenorociți Care voiau să se îmbogățească Așa, ei au fost de vină. Da, asta e mesajul meu. Este nu, și greu de dislocat. Nu e imposibil, da, da. Te zice și de România aici, parc, la hiperinflație. Suntem la la Bă, cu da. inflația, nu? Uh, mă gândeam da, la, da. ce, perioada văcărâiu sau ce? Nu mai știu. eram pe, la, le. pe lângă Turcia, eram. În, în, în taberul lui. Da. Uh, da, era politica monetară, mi se pare. La capitolul. Deci nu suntem aici? Sau? E nu, la Aici, la a, e Și asta aici era mecanismul de. Și pentru că tot vorbim, da? Mecanismul de a canaliza banii că de ce am ajuns să discutăm de criza mondială. Pentru că la început v-am explicat. Un lucru, banca atunci când nu era plătită să facă prostii, da? ăsta era lucru pe care îl îndeplinea. Lua banii care ședeau până saltele la oameni, le dădea lor un premiu, un bonus, dobândă de, de depozit, mică, mare, cât era, era mai mult decât nimic, da? Le dădea un ban pentru că și le-au imobilizat Economine. banii, da? Și dădeau banii ăștia alora care aveau nevoie de ei ca să-și cumpere capital de proiect, ca să o facă cu ei activități productive. Ăsta ar fi unul. Era foarte atenți cu ei de nu? Pentru nu că din asta trăiau. Da. Da. Și ăsta ar, fi fost, ăsta ar fi un mecanism sănătos. Și ce avem noi cu băncile astăzi este cum arată mecanismul ăsta sănătos după ce și-au băgat nasul în ei, banca centrală și alte căpușeli ale statului. Nu, pe asta o să că cred că e... Tu le dai bani că -ți țin banii, nu? Nu era nicio diferență între... Mă gândesc la cele două funcții. De da. și credit. Ca și cum îți țineau da. grâu. Ca și cum da, ar da, fi niște grâu. Când țineau... Atunci, atunci când era, să da. zicem, incertitudinea foarte mare a, securității personale, normal că era mai bine să stai cu banii la bancă decât pe tine, că da, da, te prindeau trei băieți într-o alee și da. te ușurau de -o povară. Exista și funcția în care ia dă bani, iată, Da e bancă. Era, da? era și funcția da. asta, dar... Uh... A, vreau nostru i celor care le-au confundat, au început să împrumute banii, să-i multiplice, să multiplice... Rezerva fracționară, dar în cazul în care dar... nu este re rezerva fracționară și banii erau aur pur și simplu, Plăteai într-adevăr banca să-ți ții uh, aurul. Puteai să. Puteai să, dacă Puteai da. să Din, Pute punct, să din punctul da. ăsta de vedere, uite, din punctul ăsta de vedere, atunci când uh, guvernul a modificat, guvernele unor țări au modificat dobânzile de referință la noi în țară, nu s-a întâmplat, dar știți de ce nu s-a întâmplat? Pentru că am avut inflație mereu. Dar guvernele unor țări din Uniunea Europeană au modificat uh, dobânzile de referință astfel încât dobânzile la depozite au ajuns să fie negative. Și în cazul ăla, da, dai bani la bani ca să ți țină. Da. Adică s-a întâmplat și foarte recent chestia asta. Da. da. Și apropo, s-a întâmplat tot ca efect al crizei din 2008. Pentru că onor guvernul american, cum a găsit el modalitatea să rezolve criza? Pompând bani în economie. Deci cum, cum a cauzat criza? pompând bani în economie și dând, la niște, dând acești bani la niște băieți deștepți ca să distrugă piața. Da? Cum a rezolvat criza, rezolvat între ghilimele că am spus că trăim în călea, pompând bani în economie și după aia plătind băncile să-i țină să nu zacă banii aia în piață. Da? Avem problema quantitative easing-ului care era de fapt ascuns până bani și până balanță și doamne ferește să se reverse în piață că rupea Inflația în Statele Unite. Și dacă tot vorbim de inflație. Trecem la politică monetară. Al și... cincilea lucru. Știi ce mi-ar fi plăcut să mai văd la capitolul ăsta, dar nu s-au băgat ei. Bursă. De acum au zis că am uitat. Capital, Investirea capitalului, mod eficient. Un mecanism Bine. de atragere a capitalului către investiții mecanism sănătos de atragere a capitalului către investiții și nu da, -ar ăsta fi, cu bani era nesănătos da, mi-ar fi plăcut să discute și despre bursă ca sistem da, ca echivalent da. sănătos dar nu prea discută pentru că apropo și bursa ce obținea din Statele Unite este la fel de stricată astăzi ca uh, sistemul bancar pentru că acolo dacă o grămadă de bani care sunt forțați să intre pe bursă, că fondurilor de investiții se dictează să -ți țină o anumită parte din capital în bursa americană. Și mult noroc acolo. Chestia asta în sine a transformat bursa, bursa ce ar fi trebuit să fie. O alternativă la bănci. Tu ești o firmă mică care vrei să te faci mare. Vrei să dai acțiuni, de fapt vrei să strângi capital, ai un plan de business, tu vrei să strângi capital și pentru banii ăștia te duci, dai acțiuni. Da? Oamenii cumpără acțiuni la tine cu ideea că planul tău de business le va aduce dividende anuale de pe urma acestor acțiuni. Asta era funcția bursei, în mod normal. Da? În clipa în care sunt foarte mulți bani în bursă, se deturnează funcția de la o, cum să zic, o validare a planurilor de business sănătoase și de injecții de capital către activități care chiar poate să crească, se deturnează de la asta în speculă. Specula este, prin definiție, o activitate de risc foarte mare, și în sine este o activitate de tip win-lose. În speculă cineva pierde și cineva câștigă. Ideea este că nu. banii respectivi nu sunt lăsați liber să circule. Da? Sunt forțați să stea acolo și. Nu... De ce trebuie să. Așa e legea, nu? Da. <laughs> sunt, e planul acela, 401K, de exemplu. Planul 401 care e vorba de pensiile americanilor. Sunt forțați să le țină, deci toate companiile care oferă acel plan de pensie sunt forțați să țină banii în bursă. Cum e la noi, de exemplu? Fondurile nu, de la investiții la pe invers, în sunt România. forțate să țină o anumită parte de da. bani în bursă? La noi, fondurile de pensii din pilonul 2 sunt majoritatea să țină în datorii de stat, de exemplu. Chiar dacă ar găsi alte oportunități. Nu ai voie. Nu da ai voie pe bursă, și club. Sub, nu știu cât la sută. A, nu în afara Europei, știu că sunt mai multe. Tot felul de reguli. Este mm. că nu sunt liberi să facă ce vor cu banii. Asta e problema. Și problema în sine, în discuția capitolului, este că pervertesc un mecanism sănătos de mobilizarea capitalului către acțiuni productive. Pentru că, în bursă, în sine, asta cu IPO-urile e deja o chestie secundară. Nu, lumea nu mai ia, nu mai, nu mai ține acțiuni ca să, o majoritatea celor care dețin acțiuni, nu mai dețin acțiuni ca să ia un dividend de pe ele anual pe care ei își estimează că o să fie mai mare decât rata inflației, că de asta te de ele, ci pur și simplu cumpăr, cumpăr cumpă jos și vând sus. Și după aia lumea ceartă capitalismul sălbatic, domne, că aleargă ăștia după profit, că aleargă... Băi, scopul banului e să caute profit și dacă nu, dacă îl aglomerești și nu-l lași să plece să caute alte activități productive sănătoase, o să caute activități profitabile nesănătoase în care unii pierd și alții câștigă, că a, a, asta e partea nesănătoasă a lor. Că nu sunt win-win. O activitate de trading obișnuit e win-win. Povestești și capitolul trecut, schimbul crește valoarea pentru toată lumea. Win-win. Și acolo nu e pentru mine. speculantul. E câștigă el și mai cine? El și atât. Ah, și pe partea elaltă pierde. Una din criticile vințelicilor... astea culturaliste era și când ne bani și aruncați, ne transformă în speculanți lasă-i pe ea profesioniști. Și omul simplu, știi, ca să protejeze, trebuie să... Da. Alerge, da. știi, să... Deși da. el n-are nicio treabă, știi, deci trebuie să te vină. Da. Trebuie să Trader, edge nu știu ce... Te-a pus, da, te-a pus să înveți trading, forex, că... Vezi, da. Trece și la capitolul ăsta cu inflația. În momentul în care ai o rata inflației mare, pur și simplu tu nu poți să te ocupi de pictură, de grădinărit, de ce pasiune ai tu și să ai, să zicem, din pasiunea ta un anumit venit să pui deoparte uh, bani negri, bani al pentru zile negre și uh, pentru a-ți asigura, să zicem, o viață decentă trebuie să stai tot timpul, să te uiți dacă cât mai e inflație, dar ce fac eu cu banii, Unele se pun, la ce depozit, unei e mai mare, dar unde altundeva? Alt ce pe să zicem, mai există? Să zicem că ai o pleașcă, da? Sau ai un unchi care moare și îți lasă o parcelă de pământ. Te pus și o vinzi la prețul pieții din momentul în care o vinzi, da? Și te-ai trezit cu un cont dolofănel în bancă. Dar nu ți ajunge până mori. Știi? Nu ți ajunge, nu, nu destul încât să-ți cumperi un iac, ci să te duci să stai pe riviera pe biscotul și șampanie. Da? Nu. Te scoate puțin din alergatul după pâine și salam de banat sau salam sinaia da? Da. Ceva. Nu de tot. Exact, nu de tot. Și atunci, ce faci? Dacă nu faci nimic cu banii ăia, ții papastatu până în inflație. Valoarea lor, an de an, vorbit noi despre inflație, dar nu e o minune că s-au dublat prețurile din 2020 până în 2024. Atru. Am spus în 2022. nu e ne oprim aici. Pe mine mă deranjează ăștia cu... Dom'le, ar, toată lumea ar trebui să știe educație financiară. Ar trebui introdusă în școli de la cele mai mici vârste. E introdusă. Da. E Nici păi nu că ar mai trebuie trebui. trebui. Nici ar trebui. Da? n ar trebui, părerea E o chestie cum e aia, educație civică. Eu aș spune exact că... Depinde ce îți spune. Tocmai ăia care cer introducerea în școală educației financiare dacă ei la bani mărunți, glumă intenționată, n-au nicio spoială de edu. Sunt... Care ar fi cuvântul? da Dacă ai pseudo-intelectuali, cum ar fi ăștia? Sunt pseudo-finanțiști. Sunt... Vai steaua lor! Semidoc sau ce? Da, e semidoc. Semidoc ar fi mult pentru nivelul lor nu de cunoaștere. Nu, că asta e nivelul. că știi că spui semi și zici băi, măcar... <laughs> are, are o șansă din două. Dar pune-i trei întrebări despre dobânzi și așa și o să vezi că îi merește... E să vezi că uh, era cheful de la ASF care îl să ăștia psd știi? I-a pus Claudiu vreo 3-4 întrebări ce e aia, ce, aia, ce aia, nu știu nici definiții. Cum? Nu, da, nu trebuie eu neapărat să știu. Da, așa, Da. A vă dreptate aici. Da. E. Și avem aici o, un tabel în care compară profesorii rata medie de creștere a banilor printați. Și cumva mm. din punctul ăsta de vedere, eu o suprapun și cu rata medie anuală a inflației. Aici ei se despart un pic de viziunea Asta austriacă, -o clasică, era. la care vorbim, despre care vorbim noi și anume între cele două nu e nicio diferență. Dacă ai numere diferite... Creșterea masei monetare, inflația. Calculește altceva. Creșterea masei monetare, inflația. Nu există distinția între creșterea masei monetare și inflație. Exact. Ori ei fac distinția asta fiind na, fiind direcția Chicago din Virginia. Asta se vede și din idealul stabilității preților. idealul Friedmanianului, de Rodbar se opunea la chestia. Adică el spune că noi vrem să crească puterea de cumpărare și asta așa și puterea de cumpărare. Stabilitatea e cel mult un efect al proprietății private, că nu s-ar prețul așa, știi? Sau dacă e o problemă de flat, e aia controlată de stat, ce e impusă artificial, de mâine un euro, cu... de mâine aur e atât, știi? Aia te rupe, știi? Dar astfel, dacă uh -huh. e plină din piață? Asta e. Bine, aici am pot să spui că în apărarea lor așa pentru două minute o să aduci exemplul ăla în care atât Imperiul Spaniol cât și Imperiul Britanic s-au făcut cu aur mult peste noapte importat în colonii cum l-au obținut nu discutăm și dintr-o dată s-au trezit cu inflație că aveau mai mult aur în bănci iar rata de producție, adică piața în sine, nu s-a schimbat. Au fost o injecție foarte mare de aur. Și au încercat, ce puțin britanicii, să-și devalorizeze lira ca să se pună înapoi pe, pe echitabilitate. Chestia asta ar fi da, da. căderea puterii, de, ar fi cumva da, încerc să mă gândesc dacă ar fi deflație, nu, că asta ar, presupune să tai. e inflație monetară. Nu, e inflație, au încercat inflația să o rezolve... E au o încercat, problemă să de... rezolve, au încercat să rezolve puterea de cumpărare prin inflație. Da, pentru că e o problemă de inflație export-import cu banii, atunci era, asta era problema lor. Da. No, nu, nu, m -am, nu, m-am, dus într-o direcție bună, se mai întâmplă. Dar oricum, ideea este așa, uh, inflația nu este un fenomen recent, da? Plus că în, în politica monetară a tuturor țărilor civilizate, așa numite civilizate, și în vremuri, să zicem, așa numite normale, este dorită, este urmărită o inflație de 2% în general de către băncile centrale ale statelor respective. Problema este cu creditul. Banii sunt, de fapt, în toate țările astea civilizate în credit, e datoria cuiva către o bancă comercială uh, și pur și simplu pentru a returna acel credit este necesar uh, este necesar să existe mai multă datorie, adică mai mult credit în economie. Fără expansiunea creditului, economiile moderne nu pot rezista. Ele nu mai așa pot rezista. Un exemplu simplu ar fi: există o firmă, ce înseamnă împrumută de la o bancă 5000 de lei, plătește cei 5 salariați 1000 de lei și 1000 de lei, să zicem, se duc salariații și achită, să zicem, haine și mâncare de la Cora, toți. Cora cumpără un serviciu de la firma respectivă îi angajează pe cei 5, un caz simplu, absurd, îl iau în calcul. Firma, deci, își recuperează cei 5.000 și atunci când vrea să-și plătească uh, către bancă creditul, trebuie să dea 5.000 lei de o săptămână. Nu vrea mai mult, nu ține mai mult timp. De unde ia, ia cei 2 lei? Care nu există. Ceea ce trebuie să se întâmple este ca o altă firmă să ia credit să zicem, 1000 de lei. Firma inițială să-și amâne returnarea creditului, să mai facă ceva în piață, să mai muncească ceva, ca să obțină 5002 lei, 2 lei pe care ia din banii tot din credit făcuți de a doua firmă. Cumva, prin ciclul economiei să ajungă cei 2 lei la ea. Atunci poate să-și returneze creditul. Însă fost a fi, în, asta a doua firmă are iarăși mai puțin bani. Nu are toți banii uh, necesari să-și înapoieze creditul. Deci, sistemul monetar actual este făcut în mod necesar uh, pe expansiunea creditului. Altfel, totul se prăbușește. Am da, mai zis noi despre situația asta. Am vorbit de faptul că nici nu vă imaginați cât din viața din jurul vostru e cauzată strict de faptul că trăim la nivel mondial pe datorie. A, și în cazul în care firmele sunt reticente, nu-și fac, nu -și fac credite la bănci, intră statul în acțiune. Și mai face un Freddie Mac și un Fannie Mac. <laughs> da. Se numește Planul Național de redresare și reziliență economică. Bun, terminăm și cu inflația. Aici A, am zis că era și România era trecut acolo la campioane. Da, da. era, dar era, cum să spun, adică tabelul ăla e un, e un pic misleading, că agrega seria 1990-2013 și îți dădea o medie anuală ori noi am avut uh, expansiunea masei monetare de până la o 300% la un moment dat, în, la sfârșitul anilor. nu, la mijlocul anilor 90. 97-98, pe acolo era, da. Uh, nu, că am avut inflație și pe vremea lui. Nu pe vremea am lui Votcărui, am avut cărori, inflație, am avut tot inflație tot pe vremea lui Stolojan, dar mare. Am avut hiperinflație și acolo. Da. Uh, a fost o perioadă. Adică, uh, nu mai-ți nu mai minte că scoteau. Uh, da. Prima oară, au, prima oară au schimbat da. banii comuniști cu bani așa, da. după aia au introdus nota de 500, după aia foarte repede au introdus-o de 2000, după aia foarte repede au introdus-o paia de 5000. Și asta se da, petrecea pe înainte asta... de... Da, of. da, nu mai știu. Înainte de 97, acolo discutam deja cu 10.000. Uh -huh. Și au venit milioanele repede peste noi. <laughs> Bine, deci care ar fi asta? De ce nu e bună... Inflația? Da, că ce faci? Păcălește pe la patron, ce face? Da, deci, mănâncă banii. Distorsionează semnalele din prețurile, nu e poți să faci un plan de afaceri coerent, nu poți să investești. Consumatorii nu știu dacă să consume acum sau să, investe, sau să economisească. Mă rog, de fapt, îi înclină spre consum, de fapt, decât spre a economisi. Nu mai economisești că mănâncă banii, nu? Asta să, e da, puterea banilor de a face ceva cu ei dispare. Gara să merge? Da, da, nu fac să-și facă proiecte, că la fel, că ești consumatorul, la fel. Pe, pe termen nu. Okay. Mă apuc, fac în trei ani un bloc, cu cât vând apartamentele, îmi fac un calcul acum cu atât și peste trei ani mă trezesc că de fapt era să-mi fac alte planuri. Materialele când mă costă, eu zic atât, de fapt peste doi ani cresc costurile la Uite, 93 și aici vorbim de inflația declarată, nu de inflația efectivă a tipării. 93 a avut inflație de 256%. O să, da. Și în uh, 95-96 a fost de 32-38%, pentru că în 97 a depășit pragul de 100%, dar n-au mai urcat atât de mult. Uh -huh. Aia a fost costul plug-in-ului înapoi în economia mondială, după 40 de ani de comunism. Uh, ăla a fost. A trebuit. Da, 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 da. Păi așa se întâmplă și în Argentina. Reevaluarea, de fapt, ce s-a întâmplat a fost reevaluarea bunurilor de capital deținute de stat prin devalorizarea monezii. Din păcate, însă, din păcate, însă, prima parte a acelei perioade chiar a fost. O idee de genul ne permitem să faci să ținem aparatul de producție și angajat după vremea comuniștilor, doar tipărim bani, e? Adică a fost... Nu, 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 nu nu. Nu, 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 e. nu, între 90 și 92, asta s-a întâmplat. De-abia după, de că... după aia au început să mai scoată, să mai dea un pic la privatizare, să mai pună pensionarea anticipată. Că ideea lui Iliescu era să facă gradual. Nu că el nu voia terapie de șoc, dar în principiu voia Da, a fost terapie de șoc. Fratele meu, gândește când ai inflație declarată de 230 și ceva la sută. Ăla n-a fost șoc. N-a ajuns la ea peste noapte. Păi, n-a zic, n-a la ea peste noapte. Deci ce au crescut banii ăștia? A, că tipărea ei ca să ce? Ca să, să plătească, plătească muncitorii. Să plătească, plătească. plătească. Ah, da. că Nu vine nu nimic, făceau da. cuie pe stoc. Da. Asta, a fost. Asta zic, prima parte de, lume, dat anual, lume, prima parte încolo. de imediat după 90 au fost uh, oameni la Ministerul Economiei care nu au fost neapărat economiști de top, că erau Poți varză PSD-și chiar fi însemnat dacă erau economiști da, deci, gândește că deci toate instituțiile erau nimeni deci ne-a scăpat n -n, bine cu cioși, ce au știut educație fiind, erau ăștia dacă țineți minte puteai să-ți returnești dacă aveai credit la erau niște agenții de stat care aveau un patrimoniu niște apartamente deduse la muncitori pe vremea comuniștilor da pe credit, în 93, cu 10% din salariu, putea să achit tot creditul pe care l-ai aveai, pentru că aveai salarii de 20.000 de lei, să zicem. iar ai cu contabilitatea din vremea Antești, deci și Căde... erau... da, era da, nu, am mai povestit, nu noi... am mai povestit Gabi de genul Da, da, exact. Au mineria, a, ah, aveai mineria de vei. Era mituirea da, dar s singur, știi, te... Și s-au terminat. și, ce să vezi, s-au terminat banii mult mai, mult mai devreme decât se aștepta lumea. Nu, dar ai rămas și de căruță, pai. Da. Tot felul de. De că nu poți, cum ce ruprize ruprize. Ruprize. Că nu poți evita realitatea, știi, nu poți. Consecințele. Da. Nu poți să te minți așa, știi. Taxele, iarăși, nu este un lucru bun pentru prosperitatea unei societăți. Nu sunt taxele mai mari? Două secunde. Taxarea e furt. Asta nu zic. Asta nu zic, da? Adăugăm noi. Ai licență de a spune așa ceva? Da. <laughs> licență poetică? Da. <laughs> uite asta, apropo de ce îi cu influencer și podcast și nu știu ce, păi există trendul ăsta, uite, nu e de prin 2014, de când au început E tine. cu, cu lupta cu fake news și cu nu știu ce, și îți dai seama că asta e o fereastră poate să de orice, știi? Da. Cu cât sunt mai mari taxele, cu atât producția este mai mică. o cât sunt mai mici, producția crește. Dacă sunt zero, avem uh, anahrocapitalism și ne mutăm în rai. E evenimentul este aici și este cumva inversul ăluia de la capitolul 1, da? Proprietate privată. Atunci când făceai argumentul că chinezul ăla muncea mai mult dacă era lăsat să țină din ale lui, păi dacă e lăsat să țină mai mult, o să muncească și mai mult. Dacă e lăsat să țină mai puțin că te apuși taxezi, o să muncească mai puțin. Câteodată își bagă picioarele și nu mai muncește deloc. Dacă cu cât sunt taxele mai mari, de exemplu, da, lumea preferă să facă altceva cu timpul. Bine, fi Mulțumim cu asta. se ocupă de pictură, de să tragă la șaibă, știi. Dar problema e ce vrea acel om, știi. Poate îl preferă să tragă la șaibă. La... Ideea e că decide altcineva Cineva asta. E canalizat canalizează energile în direcția asta. Nu e alegerea lui. Doam, și diferenția asta pe. Taxă mai mult, să zicem, um, o categorie a populației, taxă mai puțin alta, pentru că dorim ca societatea să meargă într-o anumită direcție, știi cum a fost cu IT-ul la noi. Ne dorim o societate avansată, digitală, figuri, și atunci, <laughs> cu ajutorul taxelor, tragi. Bine, a, aici, da, aici. Și ideea este așa că faptul că it nu mai plăteau taxe nu e o problemă. Asta e o problemă doar pentru unii conservatori care sunt o... orbiți așa ca crabi într-o crabi într, -o, ca într -o găleată, da? care zic, nu domne, trebuie să suferim toți la fel. Nu, dezideratul libertarian este să nu sufere nimeni. Excepția pe care au primit-o aitiștii le-a dat pentru toată lumea, nu doar pentru aitiști. Da. E, ok, le-a dat-o lor, nu le-o lua înapoi, da? ci hai să facem astfel încât să mai primească și alții. Nu știu, și strategic dacă funcționează. Hai să zicem că folosești agresiunea să, nu știu, lupta ideilor. Să răspândim, controlăm curicul și școlaci. Poate să funcționeze, dar tot nu e drept, și strict principial, știi, poți să zici că, uite, tu controlezi. E, eh, în uh, no, acest... pragmatică nu sunt foarte sigur, știi, că uh. tu îi arma la tâmplă la Bine, replici cumva succesul socialismului, știi, din, uite, așa cum merge socialismul, știi că funcționa cu ergitiv, de ce n-ar merge? Din... În capitolul ăsta se aduce aminte de un subiect care, din păcate, devine din ce în ce mai relevant, impozitul progresiv. A, putea, cu... <laughs> Vorbește de efectele pe care le-a avut impozitul progresiv în Marea Britanie acolo unde la un moment dat, în anii 70, rata de sus era de 98%, da? iar efectul a fost că de te rolls royce aproape. De ce? Păi ei care cumpărau nu mai aveau niciun incentiv, nu mai aveau nicio motivație să facă atâția bani și la un moment dat, au descoperit bă, merge și cu MGU. Nu trebuie neapărat Rolls-Royce. Adică, dacă tot îmi ia guvern. Pe scurt, dacă de la un punct în plus pentru fiecare bani ban pe în plus. care îl câștig, eu trebuie să dau 49 de bani statului ca să-mi rămălase să țin și eu de unul. Păi îți dai seama câți bani ar trebui să fac ca să strâng un Rolls Royce? Asta astea e scumpe. Da, pare intuitiv P asta, scuze, Gabi. Pare intuitiv, pare... Dar oameni ca, nu știu, George Pruteanu, Bernie Sanders, nu, nu pot. Deci îi cred că tu tragi la fel. Dacă ei te tă tăgățeau -tă, 99% de la 200 de vin sus, ei cred că tu tragi la fel. Asta cu, tot, cu tot respectul <laughs> pentru abilitățile lingvistice ale lui Pruteanu, omul a fost educat în comunism. Da, Bernie Sanders nu are Harvard. nicio scuză. Asta am la Harvard, <laughs> nu e chestie de Pruteanu. Deci, tu, asta am la Harvard. Uite că se făcea, uite mi-a plăcut comentariul unuia. Că noi făceam mișto de AOC, că nu știi economie, că și omul a zis, cred că într-un articol pe oric. Frate, ea asta învață la Harvard, deci nu e că e ea în alfabetă. Ea asta învață la Harvard, că ăla dacă îl taxezi, ăla muncește în continuare. E, istoria, bunul simț economic, tot îi spune cărții astea bunul simț economic, bunul simț economic, dar și istoria ne arată că nu e așa. Trebuie să gândești la tine, uite, dacă asta sună complicat, nu știu, par termen complicați. Bă, deci tu ai, mai munci la fel dacă trebuie să dai exact. totul... Hai să, hai să zicem așa, hai să hai. zicem că ție îți trebuiesc 10 lei, da? Deci tu ai uh, cheltuielile tale, da? Sunt de 10 lei. Sau, dintr-un motiv sau altul, ai nevoie de 10 lei, da? Și ai ocazia, ai ocazia să... Car coșe. Car sacoșe pentru doamne în vârstă care nu sunt în stare să-și care singure sacoșe, le car de la piață până la ele acasă, și doamnele respective te plătesc pentru acest serviciu, să zicem că îți dau 2 lei pe kil. Da? 2 lei pe kil cărat de la piață, așa. Te zice, pa, ah, am scos, fac un drum, 5 kg. 10 lei, ora și la gară. Nu băiatul. Pentru fiecare leu, da, pe care, care îți rămâne ție în buzunar, pune mâna, bagă 49 de lei într-un plic de bani și dă-le foc. Că, na, le dai la stat, le dai foc, am tot același efect, e într-un final. Și hai să vedem mai, mai te duci să cari sacoșe până strângi tu 10 lei? A? Sau te gândești că poate că pentru referință ai dat 490 de lei la stat? Da? Dacă ai 2 lei pe kil, nu ca tu să păstrești cei 10 lei, trebuie să cari vreo 50 de kg. Nu? Cam așa e. Cam așa. Da? Nu. Face 1000? Nu, 100 de kg. Nu, 100 de kg. Hă? Sau? Pentru 10 lei. 2 lei kilo. Nu, am zis că nu, am zis că dai, da, deci 500, nu, 100 de kg. Sunt 500 de lei cu tot. Ok. 100 de kg. Pune mâna și cară cu spatele 100 de kg ca să strângi 10 lei. Lecar sau te gândești, bă, poate nu-mi trebuie 10 lei până la urmă, știi? Poate mă descurc și fără 10 lei. Tu, nu altul. Tu. Aia e partea de bun simț. Partea istorică și empirică o vorbiră mai devreme. Da, acolo când ratele marginale au fost așa de mari, lumea n-a mai vrut să mai se preocupe de a ajuns să scadă consumul. E partea asta de, de empatie groaznică. Știi, uite, Am cu un bău pe Twitter, deci în contextul războiului din Ucraina eu ce am argumentul ăsta la armate obligatorii, că uite, nu e bună individul, da, era frică de să fie luat în armată, dar nu se gândea că poate și un ucrainean are problema asta. Hai nu toți să zicem, hai să zicem că steroi sunt, dar sunt oameni, eu zic că majoritatea, care au o problemă cu armata obligatorie. Este asta de empatie. Ție ți-ar fi frică? Da, mie mi-ar fi frică, dar ucraineni? Ei și ei sunt oameni. Și ucraineni <laughs> și opusul în sine Opusul creșterii Taxelor, ajungem și la ala dar zic și Nu, și opusul, opusul creșterii taxelor este scăderea Taxelor și iarăși empiric s-a observat Că de fiecare dată când s-au scăzut Când s-au scăzut taxele Într-un loc Anume, fie el Sua Fie el România A ieșit țara din rahat S-a încurajat schimbul economic, s-a petrecut o mobilizare a resurselor peste noapte, mă rog, într-un an, doi, așa, dar la nivel macro e ca și cum ar fi peste noapte. Și au crescut, frate, schimburile. De ce? Mai. au mai fost. La noi s-a și suprapus cu și lumea a zis, pe uite. Și oricum, în adevărat că uite, a dat o credibilitate. Uie, nu, uite, țară uie tot mai respectabil. Dar s-a pierdut aia cu cota unică, știi, care a imprimat. Fata asta. Chestia asta cu progresul economic uh, suprapus cu creșterea intervenției statului în economie. Este, a spus-o și Javier Milei. De la 1800, într-adevăr, dacă înainte era doar 10% sau 2% taxa pe grâne, mi-a plătea așa puțin și acum plătim 49% impozit pe venit și alte taxe TVA și așa mai departe. Este în ciuda, tax, în ciuda, statului, pentru că productivitatea a crescut în așa fel, de, în așa, așa de mult, încât mai puțini oameni produc mai mult și cu să zicem, burden of taxes. Uh, uite, povara. Povara taxelor Povara fiscală. Și să. Povara fiscală. E și răspuns la AM-aia cu, uite, americanii s-au revoltat pentru 3%. Și acum mai e nu știu cât, peste 50%, și stau, și stau cu mâna pe telecomandă. Și da. e exact ce a zis Gabi. Are bani. Are bani, da. Nu mai e. Deci progresul tehnologic și productivitatea uh, muncii așa de mare putea fi și mai mare. Deci în loc de 10x, 20 de x cât am avut uh, creșterea PIB-ului pe cap de locuitor, din 1800 încoace, putea să fie 150, 200x. O, trebuie să fie altceva. E clar că soluția nu e în da. bani. Trebuie să te tatueze, să-ți facă ceva, să te calce pe cap ca să scoți lumea, știi, din amorțală, cum a fost pe pandemie. Să fie o chestie de asta, să fii călcată în picioare. Așa. Bine, și banii sunt noroc. Da. 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 Funcționează asta ce ai zis nu, că. Nu, dar rămâi, trebuie să rămâi cu Trebuie să fie foame ca să te lua, vezi, că banii trebuie să fie foame. Nu prea te mai înțelegi cu foame. Da, mă Eu dată. La forme de asta de umilință, știi de asta în care omul să bage picioarele în stat. Și... Da. Deocamdată nu te întâlnești cu foamea, că să știi că nu A, cred că... că agenda. Nu cred, nu, cred, că a ieșit Milei așa de bine și de repede dacă în Argentina nu era și puțină foame. Da, din păcate era. Nu, dar vezi, mă gândeam. Vezi, dacă mergi, poți să stai așa. Om, e, da, în Eu nu o mie de ani Sau, sau cât a durat în Argentina. Adică, vedem. Bun. Comerțul liber, liber sau liberul schimb, capitolul sau faza pe planetă. Dacă acum. dacă acum avem uh, România din Europa, e cel mai mare exportator de banane. <laughs> da. Ăștia importă, de unde importă, doar nu cresc bananele aici. Dar după aia le exportă repede, știi? Îl duc în Polonia, în Republica Moldova, în Ucraina. Chiar e să zic la mișto? Nu, nu, chiar e. Da, a fost. România? Acum... Exportator de banane? Da, da, acum vreo 2-3 ani. Ha, da. A poate zic că care m-a surprins. De poate, au dreptate protecție. Probabil că aici intră cu mai ușor, știi, sau aduce, aduc prin portul Constanța și firmele românești după aia intră în spațiul UE și după aia poate să exporte în, fără taxe, știi, mai departe în UE. Da, da. Problema cu liberul schimb este că atunci când avem cât mai puține uh, taxe vamale, cât mai puțin protecționism, cât mai puține uh, subvenții, avem uh, mai mare prosperitate. Liberul schimb uh, trebuie să funcționeze cu cât mai puține intervenții și reglementări. De stat și atunci când uh, acestea ajung la zero, avem anarhocapitalism și ajungem în rai. Bine, dar hai să o luăm așa, pe bucățele, da, deci de ce este liberul schimb bun? Păi vorbirăm, stai mă, nu pe masă, vorbirăm mai devreme un episod da? că liberul schimb între oameni e bun pentru că crește valoarea așa. Nu numai atât, dar faci posibilă Lucrul schimbat. Faci posibilă specializarea. Faci posibilă specializarea și cooperarea. Da? Și aici vine, deci, nu știu dacă am întâlnit vreun elvețian sau neamț care să nu, care să nu pună botul la ideea asta. Să zic așa. Dumnezeu, în Europa ar trebui să... Deci, iau o idee bună și o strică cu statul, da? Întâi zic ideea lor și după aia spun cum e bună. Zice, domne, în Europa... Fiecare națiune are un specific național în ăsta, are o chestie la care e bună. Ar trebui ca Uniunea Europeană să reglementeze, aici deja a rupt firul, dar nu contează, să reglementeze astfel încât, domne, Nemții se facă mașini, elvețienii se facă ceasuri, bine, el era elvețian, da, mă rog, nu e în Uniunea Europeană, dar ar fi pus botul. Francezii se facă pini brânză, da. coniacuri, da, românii se facă pene de cauciuc, nu știu, ceva de genul ăsta, da, fiecare cu specificul național și să reglementeze. Acum... Ideea bună care e pervertită la apariția coanei Europa cu reglementatorul în mână, da, cu jublăru, ciublăru, e următoarea. E adevărat că există un specific care poate fi extras în sus de la specificul individual la niște comunalități naționale care poate să dea unor țări avantaje față de altele, da? Duci la un restaurant de vârf și vezi acolo mușcă de vită sau carne de vită din America, un preț. Din Noua Zeelandă, un preț. Din Australia, un preț. Din Argentina, un preț. Din România, alt preț. Ce au toate acestea în comun? Păi, Țările astea, și asta zice și în carte, se întâmplă că au niște spații vaste, mari, pe care pot să le dedice creșterii de ovine. Ca procentaj al teritoriului lor neocupate, necerute, pentru care nu e concurență, care, care se pot specializa pe această producție. Japonia la fel, da? Acolo e mai puțin spațiu și mai multă. Nu, concluzia e greșită. Ce ai zis tu, e premisa e corectă, dacă există specii. Bine, și aia trebuie demonstrată să vedem ce fac aia. știi? Poate nu au ceva distinctiv, poate și aia fac ce reale și aia. Uh, da, concluzia e eronată. Păi, ce dacă e specific ăla? stai ce să decide UEC. Să bine. te oblige să faci, să faci aia, adică bine, tu, po tu, tu, po tu, poate, tu, poate, ești Marea Britanie, da? Și în loc să faci cidru, insisti, faci și mașini. Poate ui, nu e un exemplu bun că pe interior totuși e mai lasă, știi? În afară e ea protecționistă, știi? Relația cu ea din afară, nu până intră bananele alea și astea. Uite, pe lângă faptul că unii pot să pună tarif, chiar interzic Importul de anumite produse. E o șuncă spaniolă care e interzisă în Statele Unite ale Americii. Blasfemie. <laughs> Bine, americanii, din punctul ăsta de vedere, noi avem senzația că sunt rămul capitalismului sălbatic, dar aia poate mai e valabil în Texas și în Wyoming, că în rest, no, poate no, un pic no. în Florida, că în restul țării capitalismul sălbatic a fost înmormântat de Franklin Delano Roosevelt. Da. Eu zic că și mai dinainte. De, da. Posibil să-mi fi început mai dinainte. le -a, -a, a devenit așa... Poate l l-am îmbolnăvit Theodor Roosevelt, poate l-au îmbolnăvit și alții înaintea lui Theodor, mm. dar FDR l-a înmormântat. Mm -hmm. da. da. Foarte mare, știi, intervenția. Deci, Uite că a acceptat și lumea. Deci dar lumea încă trăiește cu impresia asta. Talele în state, toate, sănătatea e 100%. Ai căzut pe stradă, Poate nici dracul la tine, mori acolo. Ok, intră pe Wikipedia și vezi procentul de controlat testat, știi, din sănătate. Deci nu îți trebuie să asta aprofundă. Dar asta e percepția asta, înveți în vețin școală, știi, că America. Super capitalist. Și chiar dacă ar fi. De ce e prima lume, știi? Hai să zicem că acceptăm că e super capitalist. Nu te pune pe gânduri că e ce cea mai e tare din parcare, știi? Nu, dar să zicem... Ok, admitem că e capitalistă. Acum ne punem întrebarea dacă e un lucru bun sau rău, știi? Cred că America e o chestie super tare în lume. Păi de ce e? Da. No. Și de culmea că tot să tot dăm în America din punctul ăsta de vedere, mai vorbește aici la uh, cote de import. deci pe lângă descurajarea totală, da, interdicția unor importuri sau uh, blocarea lor prin tarife de protecție, mai există și uh, ăștia care zic, lăsăm, da, numai atât pan. Adică avem cote de import și numai atât avem uh, pentru lapte, uh, zahăr, etanol, bumbac, uh, vită, pește, conserve cu ton și tutun. Astea bagă cote. Acum, ce înseamnă cotele de fapt? Vorbim de America, da? Tărâmul capitalismului dezlânat, da? Cotele de genul ăsta sunt economie planificată. Cote de producție. Sunt economie planificată. Nu sunt cote de producție, sunt cote de schimb. Dar asta înseamnă că există un un birocrat, un, 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 un dobitoc bovinovici care spune poporul american în anul 2024 are nevoie de atâta. Domne, atâta. Înțelegi? Eu, eu știu cât. Faptul, faptul că se menține doar la nivelul importurilor, cum mai există producție internă și piață care să suplinească chestia asta, asta previne falimentul. Dar principiul în sine. Chiar dacă ar proteja, să zicem, producția internă, lovește puternic în consumatori. Da? Nu, ele își fac nu efectele, doar, doar că nu na, nu, sunt efectele alea din comuniștii. Dar sunt, sunt efectele. Și bă, ca ultim argument, este tot așa argumentul empiric, domne, statele subdezvoltate practicau o politică protecționistă foarte mare la intrare. Foarte mare. Când au dat-o jos, au și luat-o în sus, de punct de vedere economic. De ce? Pentru că. Oamenii din economie, am mai vorbit asta și pe la Hezlic, și pe la Mises, oamenii din economie, dintr-o dată, au putut să-și permită mai mult, au rămas bani și chiar și bolnave, cum erau mecanismele lor de capital, au mobilizat banii ăștia în surplus de producție. Da, argumentul seducător naționalist, suveranist, e că te uiți strict la industria aia. Păi dacă Bine, nu știu, chinezii cu nu știu ce. Sau alții. Și o -o. mare nu știu ce industrie. Este foarte seducător argument. Distruge locuri de muncă. Acum, răspunsul liberal e că trebuie să vezi. Cum zice Hazlitt, pe, Nu pe ter, doar pe termen scurt, ci și pe termen lung. Nu doar un grup, ci toate grupurile, știi. Ok, eu mare Hai să zicem că o, o mare industrie. Alege praful de așa. Merg în alte sectoare. Merg în alte sectoare. De medaliei, e a să plătească românii, consumatorii, rămân mult mai mult ca să rămână aia, industria aia protejată. Și, mă rog, aici mai se ating un pic și de economia de Marea Depresie și degea uh, Am mai discutat despre Marea Depresie, sincer, ei nu-i nu fac foarte mult. Uh, nu o analizează atât de bine precum ei o analizează mize, Mises, de sunt exemplu. Interpretarea... Europa. Sunt pe interpretarea friedmaniană. Ba ei fac, chiar fac niște pași austrieci aici când vorbesc de expansiunea creditului. Nu e asta poziția oficială, oficială a școlii de la Chicago. Poziția oficială a școlii de la Chicago e aia cu de frație, că n-a tipărit suficient în bani. Da. Ei chiar trădează puțin în iar finalul la care ei încearcă să ajungă este: sta că, domne, există niște instituții care ar promova prosperitatea economică. Aceste instituții au legătură cu ce vorbim până acum, astea șapte, și dacă ar fi un index care să le măsoare în lume să le cuantifice, să așa. am putea să scoatem un indice al libertății economice. Acum nu e o întâmplare faptul că Fraser Institute scoate acest index, iar domnul profesor Gwartney era coautor al indexului an de an. Adică... A fost printre inițiator, cred că, în da. da, da sau... Da. Sunt Dar, mai mulți. Sunt Cato, Fraser și care mai... Heritage, astea trei sunt. Heritage, center. da. Dar din punctul ăsta de vedere, faptul că el își promovează indexul nu, nu invalidează cu nimic ceea ce am vorbit până acum. Da? Faptul că există surse mari care promovează progresul economic al unei națiuni. Le mai reiau o dată înainte să încheiem? Sau? O, da, fără că sunt așa un sistem de legi care respectă proprietatea privată și care enforcează contractele non-discreționar, da, aceeași legi pentru toată lumea, nu Cășuneanu, nu Prigoană, nu altele, da, Gabriel Resources, că tot e la mod acum, piață competitivă și liberă, ca să tragă prețurile în jos și să servească cel mai bine clienții. Minim de reglementare, nu am spune deloc, ei spun minim. O, un mecanism de, o, o, piață a capitalului, spun ei, un mecanism de a canaliza economiile, un mecanism sănătos, așa adăuga eu, de a canaliza economiile în direcția investițiilor. Stabilitate monetară. Noi am zice zero intervenție monetară. Da? Nu... Că stabilitate poți să spui că, da, da printez, cum, cum zice mm. UE acum, îți, îți măresc masa monetară cu 2% pe an. E stabilitate din punctul ăsta de vedere. Știi, poți să prevezi în calcul. Dar e mai simplu să fie zero. No, așa? Părția liberă e piața liberă, așa și moartea e stabilă, <laughs> ei zic uh, taxe uh, rata taxării foarte mică, noi zicem taxare e furt zero, taxe poate, vă rog mâine și comerț liber internațional, care e expansiunea ideii de comerț liber între oameni adus la nivel național. Pot spune că libertarianism ar mai putea exista națiuni nu state, nu mai există state. Există națiuni conglomerate care împărtășesc o cultură și o știe. Ca să nu mai zic că și cultura lor e libertariană. Au alte chestii. Că fac să și fac roșești. Pentru Costel Stavarache, Vali Berceanu, eu am fost Gabi Monteanu. Vă mulțumim că ați urmărit acest episod al nostru și vă urăm libertate, că pe bune decât toate. Și nu uitați, jos în comentarii dacă vreți să discutăm despre, la episod 200 episodul aniversar, dacă vreți să discutăm despre vreun film vreun serial, vreo carte chestii mai pe mainstream fiction ca l-am văzut nu... și noi, să nu mai ne apucăm să A așa, dacă Cel... vreți să discutăm despre ceva, băgați jos un comentariu și promitem că încercăm să discutăm despre despre ele. Hai pa!